USR se revoltă împotriva noii legi a pensiilor. Parlamentarii USR cer coaliției de guvernare să convoace o sesiune extraordinară în Parlament pentru corectarea problemelor grave din lege. Coaliția PSD-PNL ocolesc cu, sau încearcă să ocolească cu îndemânare aceste două mari adevăruri. Unu, și anume faptul că aproximativ sau pentru aproximativ 800.000 de persoane, recalcularea aceasta de pensie, deși ei spun că pensia rămâne în plată aceeași, înseamnă, pentru că pur și simplu s-au schimbat regulile jocului și metoda de calculare, înseamnă o înghețare a pensiei la valoarea actuală, probabil pentru o perioadă atât de lungă de timp, încât speranța medie de viață a românilor nu le va da ocazia să mai aibă vreo indexare vreodată. Cine sunt cei mai loviți de acest model de recalculare pe care noi l-am considerat că este cât se poate de greșit și am spus că în loc să elimine inechitățile, creează o nouă inechitate și o nouă nedreptate socială, sunt exact persoanele care au lucrat de-a lungul vieții în condiții grele de muncă. Nu doar cei care deja și-au primit deciziile de recalculare sunt afectați. Cei care urmează să se pensioneze la finalul acestei luni și care se așteaptă la pensii de peste 7.000 de lei vor avea o surpriză pe data de 1 septembrie. Dacă legea va fi aplicată în formatul actual, viitorii pensionari se vor trezi cu pensii scăzute chiar și la jumătate. Bomba va exploda pe 1 septembrie, când va intra în vigoare legea așa nedreaptă cum este. Pentru asta există o soluție foarte simplă. Există o propunere legislativă depusă de USR prin intermediul colegilor mei din Comisia de Muncă, Oana Țoiu, Cristi Zeidler, Radu Miruță și ceilalți, de a remedia această nedreptate pentru meseriile grele care vor fi depunctate. Pentru asta este suficient să se aprobe, să se voteze chemarea în sesiune extraordinară a parlamentarilor,